Comuna Heraclean se extinde de la o lună la alta. Se realizează tot mai multe construcții, iar primăria trebuie să țină pasul cu aceste investiții. Astfel că în ultima perioadă au fost nevoiți să efectueze mai multe extinderi, atât la iluminatul public, precum și la rețeaua de apă și curent. După cum precizează primarul comunei Heraclean, Dobrai Francisc, se impun o serie de investiții, acestea fiind cerute de către cei care își construiesc case în zonele limitrofe localității. Ar mai trebui extinderi pentru iluminat. Am alocat și acolo niște bani, dar cum se vede aici în comună, se construiește foarte mult și cer extinderi de rețea, extindere de apă, sigur că s-o alocat în panic, va fi o extindere de aproape un kilometru de rețea de apă potabilă, în panic chiar extindere de curent, în Heraclean, în Badon, extindere de rețea de curent. Astea sunt cereri depuse de cetățeni care deja se fac multe case și trebuie să-i ajutăm. Putem. Astfel, autoritățile locale din comuna Heraclean continuă lucrările la obiectivul de investiții, extindere rețea de apă potabilă și extindere la rețeaua de iluminat public.